50 de viitori constructori și electricieni din județul Gorj au construit un foișor inteligent ce îmbină arhitectura tradițională românească cu tehnologii sustenabile actuale, acesta fiind alimentat exclusiv cu panouri fotovoltaice. Viitorii meseriași au contribuit în totalitate la construcția acestuia. Noi am împărțit muncile unul cu celălalt, ne-am ocupat fiecare de câte o muncă. În principal, zona electrică. Mulțumim frumos! Eu. Colegii mei s-au ocupat de construcție, ei sunt pe construcții. E un foișor sustenabil, adică are panouri fotovoltaice care produc energie de la soare și atunci când bateria este încărcată la maxim, foișorul poate chiar să producă energie pentru rețeaua electrică. Și poți încărca telefonul, tableta? Da, există prize. Funcționează atât ziua cât și noaptea? Da. Noaptea avem o baterie încorporată și descarcă de acolo. Te aștept cumva să fie vandalizat? Poate? Te aștept să fie vandalizat? Să fie distrus? Să fie... Nu, cred, la câtă muncă, nu, dacă s-ar gândi oamenii, nu cred că l-ar vandaliza. De asemenea, acesta dispune și de hamacuri și prize, astfel încât cei care vin să se relaxeze aici să-și poată încărca și telefoanele mobile. Foișorul pe care îl vedeți este, noi spunem că este un foișor inteligent și este singurul din România. E unic și pentru că el a fost construit de cei mai buni viitori constructori și viitori electricieni ai Gorjului pe care îi vedeți aici. Sunt niște copii absolut minunați care alături de profesorilor și de mentorii din tavără au făcut ceea ce cred că nici ei nu și-au imaginat. Dincolo de faptul că au construit acest foișor despre care o să vă povestească băieții de la MTN, mai mult decât atât, copiii ăștia s-au redescoperit, au înțeles că pot avea încredere în ei, că știu să facă lucruri și că România are nevoie de ei. Și să ai încredere că poți să construiești ceva care să rămână în timp, așa cum acest foișor va rămâne aici în Târgu Jiu, astfel încât oamenii, părinților, prietenilor, poate și copiilor să se bucure. Foișorul a fost amplasat pe insuliță și va rămâne la Târgu Jiu. Municipalitatea nu se teme că va fi vandalizat. Foișorul va rămâne aici pentru moment. Îmi doresc foarte mult să respecte toată lumea această investiție. Îmi doresc foarte mult ca acest foișor să fie exploatat așa cum trebuie, adică pentru relaxare și pentru serviciul pe care îl oferă. O alimentare a unui telefon sau alte activități decât activitățile care ar conduce la o distrugere a lui. Constructorii acestuia au venit și cu propuneri pentru reprezentanții autorităților locale, cum ar fi crearea unui teren de golf pe insuliță sau a unei biblioteci în aer liber. Tinerii vor să vă facă și alte propuneri privind acest parc. Una dintre acestea face referire la înființarea unui teren de golf și a unei biblioteci verzi. Ce părere aveți? Se pot realiza? Am fost întotdeauna foarte aproape de tineri și am acceptat orice provocare. Voi sta de vorbă cu tinerii, voi merge în continuare pe un dialog permanent pentru că avem nevoie de ideile tinerilor. Este important, este interesant un teren de golf. E adevărat că probabil dimensiunile vor fi reduse, întrucât în această zonă nu avem posibilitatea să dezvoltăm un astfel de sport. E adevărat că sunt terenuri de mini-golf care pot fi realizate în zone mai mici, pe suprafețe mai mici și acest lucru poate fi pus în practică și aici, în Târgu Jiu. Tabăra meseriașilor din țara lui Andrei se află anul acesta la cea de-a treia ediție.